Bună ziua! Bună ziua, abelami. Bună ziua, bună, bună ziua, Monica! Suntem în a opta zi de vacanță virtuală la Hotel Savoy, și nu pot să cred că s-au dus deja aproape 8 zile, și astăzi o avem alături, alături de noi pe Monica Ion, expert în modelarea creierului. Bună, Monica! Salut, Belami, și salut tuturor clienților Savoy Hotel Mamaia. Abia aștept vara, Belami, abia aștept vara. Și noi la fel și sperăm să se întâmple cât mai repede. Așteptăm cu mare drag să reînceapă la mare sezonul și sperăm din toată inima că vom putea înainta cât, cât mai repede. Îți mulțumesc încă o dată că te-ai alăturat alături, alături de noi. Alături de noi n-am zis bine, dar mulțumesc încă o dată. Și cum să spune nu? astăzi despre ce, vom, despre ce vom vorbi. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă iubire adevărată și de cum să te faci auzit, auzită de partener. Pentru că probabil știi și tu din experiența celor de lângă tine și poate puțin și a ta, că nu întotdeauna ce vrei să spui se aude la partener. Și sunt situații în care fie spui, fie ți se spune ceva și parcă nu ajunge mesajul la tine sau nu îl consider suficient de important sau nu reușești să-l spui într-un mod în care să te faci cu adevărat auzit și să conteze. Și atunci vom vorbi despre asta și despre ce înseamnă de fapt iubirea adevărată în cuplu și cum să te faci auzit de partener când chiar vrei să spui ceva. La început am să fac o scurtă introducere teoretică, am să reiau uh, din subiectele pe care le-am discutat și data trecută, pentru că mă gândesc că nu toată lumea a participat la toate sesiunile, Super. dar credeți-mă că și dacă ați fost la sesiunea trecută, oricum veți auzi altfel informația. Plus, nu mai vorbând de faptul că trebuie să fie expus de 12 ori la, cel puțin de 12 ori la informație ca să consideri că ai auzit-o, apropo de cum să te faci auzit. Trebuie să spui de 12 ori un lucru, cel puțin. Cam despre asta vorbim astăzi. Perfect, mulțumim frumos și te las pe tine acum. Mulțumesc frumos, Belami! Veleamii, poți să iei vacanță o oră până vorbesc singură. Mă rog, nu stiu. Ne uit la comentarii, dacă. Bun, super. Dacă De... sunt comentarii și dacă sunt întrebări, asta înseamnă că putem să le luăm acum live și să le discutăm. Adică, dacă în ora asta. Uh, există și întrebări, putem să răspundem și la întrebări. Prezentarea mea va dura undeva între 30 și 45 de minute. Uh, pot să discut și mai mult despre subiectul acesta, dar m-am gândit să fiu eficientă și în rest uh, voi răspunde cu mare drag la întrebări dacă sunt. Bine, pot să încep, așa e la mine. Da, da. Atunci am să dau uh, share la ecran. Ia să vedem. Uite, Apropo că ai întrebat tu dacă fac așa sau fac altfel, pot să fac și așa. Acum se vede ecranul meu, așa? -i? Da. A, așa, super. Bun, astăzi vom vorbi despre cum să te faci auzit cu adevărat de partener și ca să putem să uh, vorbim despre asta, e nevoie în primul și în primul rând să vorbim despre valori. În lumea noastră, uh, valorile au fost studiate de ceea ce se numește axiologie, care este studiul valorilor și a importanței lucrurilor. Um, adică e cineva care și-a pus problema ce e important cu adevărat pentru cineva, ce e valoros pentru cineva și cum se schimbă valorile astea în schimburile pe care noi le avem unii față de alții. Ei studiul valorilor, în studiul valorilor, doctorul John de Martini a făcut o um, are o perspectivă foarte interesantă asupra acestor valori. Valorile sunt lucrurile sau Valorile sau prioritățile personale de viață sunt acele lucruri concrete care sunt importante pentru cineva și care se văd în viața ta că le faci. Adică sunt lucrurile alea pe care le faci, pentru care aloci timp și energie, care îți dau satisfacție, care se vede că le prioritizezi și că sunt importante pentru tine, nu prin faptul că le declari, ci prin faptul că le faci. Valorile astea, de ce sunt importante? Pentru că dacă tu le cunoști, știi ce îți ghidează cu adevărat viața. Dacă le cunoști, știi cum să-ți organizezi viața în moduri mai eficiente și mult mai puțin frustrante, în așa fel încât să poți să trăiești aliniat, aliniată cu tine însă, indiferent că ești în vacanță la mare sau că ești în viața ta de zi cu zi. Deci, valorile sunt lucruri concrete pe care le facem și care se văd în viața noastră. Asta înseamnă că dacă cineva ți-ar filma viața și ar da pe mute, pe mute și ar re, reda filmul, valorile tale s-ar vedea din acțiunile clare pe care tu le faci în momentul în care ți este filmată viața. Doctorul John de Martini spune: Uită ce spun oamenii, fii atent la ce fac ei. Adică, ignoră ce spun ei nu ignoră, nu lua în considerare când vorbesc de valorile lor, ci uită-te la ce fac ei. De exemplu, poate să fie pentru un părinte, să zicem un tată sau mamă, de ce nu, merge acasă și spune, ah, cât am lucrat și ce greu a fost, dar ce mi-aș dori să stau cu copiii. Și face zi de zi asta, ajunge la 10 seara acasă și spune zi de zi că ce mi-ar plăcea să stau cu copiii, dar se vede în viața lui că el sau ea, părintele acesta, prioritizează munca. Atunci, valoarea muncă este mai sus în ierarhia valorilor decât sunt uh, copiii. Ceea ce nu este un lucru rău sau bun, este așa cum este. Deci, valorile sau prioritățile personale sunt importante sunt lucruri importante pentru noi. Și de ce e important asta în contextul subiect subiectului nostru, adică cum să te faci auzită cu adevărat de partener, este că dacă tu nu vorbești cu un om adresând valorile lui, el nu o să te audă. El nu o să te audă dacă nu îi spui ceva ce rezonează cu el. Și rezonatul ăsta cu el de, din urmă, din, în, în ultimii 10-20 de ani poți să-l traduci în valorile persoanei respective. Pe de altă parte, tu nu auzi ceva dacă ți se spune decât dacă vezi legătura acelui lucru cu valorile tale cele mai înalte. Valorile sunt, nu sunt deziderate sociale, cum ar fi loialitate, corectitudine, iubire și așa mai departe. De ce nu sunt deziderate sociale? Pentru că în dezideratele sociale există percepția de întotdeauna ar trebui să fie așa și niciodată opusul. În dezideratele astea sociale întotdeauna ar trebui să fim corecți, întotdeauna ar trebui să fim disponibili pentru parteneri. Eu știu ca educație care am primit-o ca și uh, fată, viitoare femeie, a fost că întotdeauna trebuie să faci, să lași de la tine să fie bine. Știi? Asta e un deziderat social care se întâmplă, care, care a fost implementat, presupun că nu doar în mintea mea și în mintea altor femei, Că trebuie să-l lași de la tine ca să fie bine. Și lucrurile astea nu funcționează pe termen lung. Deci, de dezideratele sociale nu sunt valori pentru că nu poți să trăiești conform lor întotdeauna. Nu este ca un fel de compas după care să te ghidezi întotdeauna în viață, pentru că întotdeauna și niciodată nu există în felul acesta în viața noastră umană. Asta înseamnă că. Dacă, de exemplu, luăm uh, valoarea hărnicie, aceeași persoană va fi harnică în lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru ea și va fi comodă, leneșă, în lucrurile care nu sunt importante pentru ea. Eu, uh, în valorile mele cele mai înalte, lucru cu clienții, sunt harnică. Îmi place să fac asta, lucrez 10-12 ore pe zi, n-am niciun fel de problemă, însă tot eu, Monica, în valorile mele joase, cum ar fi sportul, nu sunt harnică, sunt comodă și leneșă, pentru că nu este în valorile mele cele mai înalte. Asta nu înseamnă că nu pot să mă schimb, înseamnă doar că acum hărnicia mea este concentrată în valorile mele de top și confortul și lenea mea sunt concentrate în valorile mele de jos. Da? Deci nu pot să mă ghidez după valoarea harnicie, pentru că nu pot să fiu întotdeauna harnică. Uneori vor fi, voi fi harnică în valorile mele cele mai înalte și uneori voi fi comodă în valorile mele cele mai joase. De aceea, dezideratele sociale sau prioritățile, dezideratele sociale nu sunt valori, pentru că nu îți dau un fel de pol nord ca un compas. Compasii zice busolă, busolă, ca o, ca o busolă după care să te ghidezi. În schimb, valorile tale adevărate, adică lucrurile concrete pe care le faci și care sunt importante pentru tine, ele îți dau um, polul nord prin faptul că întotdeauna mintea ta va alege în funcție de valorile tale. Valorile sau prioritățile personale sunt unice. Asta înseamnă că tu, cu valorile tale, Ești unică pe lumea asta și nimeni nu mai există cu valorile acestea. Asta înseamnă că locul tău în lumea asta e asigurat din prisma, prin prisma valorilor tale și nu pot, nimeni nu poate concura pentru locul tău uh, cu tine, pentru că ăla e locul tău, al valorilor tale, mixul acesta de valori. Chiar dacă valorile au aceleași etichete, dar pot să însemne lucruri diferite pentru persoane diferite. Să zicem, și tu și eu avem valoarea familie. Eu pot să înțeleg valoarea familie prin faptul că câștig bani pentru familia mea și merg în excursii cu ei, așa îmi trăiesc valoarea familie. Tu poți să înțelegi valoarea familie prin faptul că ai grijă de educația copiilor și faci teme cu ei. Una nu-i mai bună decât cealaltă, este doar că înțelegem în moduri diferite Um, în moduri înțelegem să trăim în moduri diferite valorile pe care le avem chiar dacă etichetele pot să fie aceleași valorile sau prioritățile personale nu sunt bune sau rele Asta înseamnă că faptul că cineva are un set de valori și altcineva are un alt set de valori nu te face mai bun sau mai rău decât celălalt. Adică atunci când vrei să te faci auzită în relație cu celălalt, dacă vorbești doar din prisma valorilor tale, vei considera că tu ai dreptate și tu ai corectitudine în felul în care te exprimi și ale tale valori sunt bune și ale celuilalt nu ar fi bune. Astăzi am avut o ședință cu o clientă care uh, spunea că ceilalți nu învață, ceilalți nu înțeleg din familia ei, cumva că ceilalți nu trăiesc în valorile ei și din cauza asta ea e bună și ceilalți răi, în esență. Nu există așa ceva. Fiecare din noi își are o misiune pe lumea asta, care misiune e dată de valorile tale cele mai înalte și felul în care îți trăiești misiunea. Um, e felul tău unic și calea ta unică și ești perfectă așa cum ești, fără să vrei să te schimbi sau fără să fii diferit. În um, Valorile sau prioritățile personale sunt cele mai importante lucruri. Important vine din a importa, adică a aduce din afară în interior. Asta înseamnă că vei căuta să-ți împlinești lucrul, lucrul acela, valoare respectivă, până la nivelul la care simți că ai pe deplin împlinit lucrul acela. S-ar putea să dureze o viață uh, acea valoare, s-ar putea să dureze 10 ani sau 20 de ani din existența ta și apoi să se schimbe. Și valorile sau prioritățile personale provin din lipsuri sau din viduri percepute la un moment dat. Asta înseamnă că valorile sau prioritățile personale pe care le ai acum, undeva, în trecutul tău, ai avut o percepție, o durere, o traumă că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, fix pe ce e important astăzi pentru tine. Adică dacă astăzi am valoare pe familie, înseamnă că eu, în copilărie, n-am simțit că am familie așa cum mi-aș fi dorit. Nu că nu am avut-o, am avut-o, doar că nu era în forma în care eu mi-aș fi dorit, și dezvolt o nevoie. Un un vid, pe, pe familie pe care caut să-l împlinesc prin valorile mele. Deci, valorile sunt lucruri concrete pe care le facem și în a te face auzit, e important să adresezi valorile celuilalt ca să te poți face auzit sau auzită. Dacă trăiești în valorile tale cele mai înalte, dacă trăiești în valorile tale cele mai înalte, ești tu însăți și ești inspirată și ești pe loc, la locul tău și pe calea ta. Asta înseamnă că trăiești aliniată cu valorile tale și îți dai voie să faci foarte mult din timpul pe care îl ai, lucruri care sunt în valorile tale și să nu faci lucrurile care. Nu sunt în valorile tale și bine, bine, o să zici, Monica, dar uh, copiii trebuie duși încoace și încolo și dacă eu nu îi duc, atunci cine îi duce? Ei, acest trebuie să fac este în valorile tale joase și înseamnă doar că e un lucru pe care poți să îl delegi, să-l dai altcuiva să-l facă și nu e niciun fel de problemă asta. Când trăiești în valorile tale cele mai înalte, simți inspirație și simți că viața este. Cumva mai ușoară, deși nu e corectă în totalitate exprimarea, pentru că dacă trăiești în valorile tale cele mai înalte, îți dai voie să iei provocări în valorile tale cele mai înalte și viața nu e întotdeauna ușoară, doar că este ceva ce poți să duci cu, cu plăcere și cu drag, pentru că e în valorile tale cele mai înalte. În valorile tale cele mai joase, scuze. în valorile tale cele mai joase, o să simți că e, e corpul greu și n-ai chef să faci, ești obosită încă înainte să faci acțiunea respectivă. De exemplu, dacă mergi în vacanță și valoarea ta cea mai înaltă sunt copiii și statul cu copii, poate Preferi, și când te gândești la zi, preferi să-ți o planifici și să spui ok, am să mă joc cu ei în nisip, în apă asta, și lucrurile ăsta o să te împlinească. Și poate că lucrurile, dintre lucrurile care trebuie ar fi, să zicem, trebuie să citesc o carte pentru muncă sau trebuie să studiez ceva pentru muncă pentru că în momentul ăla percep că munca este mai jos în valorile tale și te gândești că ar fi bine sau ar trebui să citești ceva pentru muncă. Nu-i cu bine sau rău, este că în momentul în care faci lucrurile că trebuie, simt că e greu de dus, în momentul în care faci lucrurile din valorile tale cele mai înalte, te simți inspirată și ai, ai disciplină acolo, se poate conta pe tine și chiar dacă e greu și e, poate fi dificil, îmbrățișezi dificilul acesta cu mai multă disponibilitate de a face lucrurile să se întâmple. În timp ce în valorile tale cele mai joase vei tinde să amâni lucrurile. De ce se întâmplă asta? Pentru că în valorile tale cele mai înalte ai o parte a a creierului, care se numește telencefalul. Telencefalul um, se activează în momentul în care trăiești în valorile tale cele mai înalte și îți dă patru componente extrem de importante. Îți dă viziune strategică, îți dă planificare viziunea inspirată, planificare strategică, doi, da? trei este capacitatea de a executa planul și patru este autodisciplină. Adică dacă faci lucruri care sunt cu adevărat importante pentru tine și sunt în valorile tale, ă, asta înseamnă că vei avea susținerea corpului și a minții să faci lucrurile respective. În timp ce dacă faci lucrurile din zona de trebuie, mintea și corpul nu o să te ajute, pentru că mintea e programată ca prin în tot ce faci să-ți împlinești valorile. Așa, dacă nu trăiești în valorile tale cele mai înalte și trăiești mult în zona de trebuie, există patru tipuri de simptome pe care le primești, care te determină ca să mergi înapoi pe calea ta și să-ți trăiești valorile cele mai înalte. Cele patru tipuri de simptome sunt fizice, adică te doare capul, te doare burta. Dacă ai copii la grădiniță, în primii ani, poate ai văzut că îi apucă durerea de burtă înainte să meargă la grădiniță, pentru că nu vor să meargă la grădiniță. Așa e și adultul, doar că maschează lucrurile în câte o migrenă sau câte o chestie, câte o indigestie, că e mai ușor de dus. Dar la fel suntem și noi. Primele simptome, că nu stă în tem pe calea noastră, sunt fizice. Apoi urmează simptome emoționale sau psihologice, care sunt simptome cum ar fi anxietate, stres negativ, depresie, panică. Tot felul de emoții din acestea care îți spun că nu ești pe calea ta, teamă și așa mai departe. Apoi urmează simptome sociale, care sunt când prietenii îți spun că, hei, ceva nu e în regulă cu tine, jobul ăsta îți ia prea mult din energie sau poate ar fi bine să mai ieși cu soțul și să nu stai tot timpul cu copiii, să mai iei un pic de liber numai pentru relația voastră. Deci, alți oameni îți spun și ultimul uh, tip de simptome care le ai atunci când uh, nu trăiești în valorile tale cele mai înalte sunt uh, întâmplări. Uh, legile lui Murphy, știi, când dă peste tine câte o chestie de nu știi de unde să iei și care îți reglează urgent viața. Poate să fie un accident, poate să fie un diagnostic pe care îl primești și urgent, ți se realiniază valorile, poți să pierzi pe cineva, poți să îți pierzi business sau să fii dată, deci un eveniment care e în zona asta mai de tragic și mai de dramatic. Și acum, revenind la cum să vorbești în valorile celuilalt și cum să te faci auzită. Există trei tipuri de relații pe care poți să le ai cu cei din jur. Este prima variantă de relație în care tu ești aici și îl pui pe celălalt pe un piedestal. Celălalt poate să fie partenerul de viață, soțul, inclusiv copilul, părinții și așa mai departe. În situația asta ție îți pasă mai mult de celălalt și îl prioritizezi mai mult pe celălalt decât să te prioritizezi pe tine însuți. Asta înseamnă, cumva, că îți pasă mai mult de el și că nu ți dai voie să vezi că ceea ce ai tu în tine este la fel de grozav ca și celălalt. În situația asta, nu cauți să comunici în valorile partenerului și să te faci auzit, ci pur și simplu preiei valorile lui și um, te, ți le sacrifici pe ale tale pentru celălalt. Asta nu este iubire când îți sacrifici valorile tale pentru altcineva. Am fost educați, generația mea de mame, femei, soții, a fost educată că cumva... Trebuie să vezi, să-i fie, să fie bine celuilalt, să fie bine soțului, să fie bine copilului și să te sacrifici pentru copii. Asta a fost educația pe care am primit-o probabil o bună parte din generația mea. În situația asta, ce se întâmplă pe termen lung, e următorul lucru. Deci, mie îmi pasă mai mult de celălalt, îl pun pe celălalt pe un piedestal, eu încep să renunț la valorile mele, la ce e important pentru mine și, exact în momentul în care eu renunț la mine pentru celălalt, eu construiesc resentimente față de celălalt. Și mă aștept. Ca el să se sacrifice pentru mine la un moment dat. Ceea ce sunt șanse foarte bune să nu se întâmple. Și nu pentru că bărbații se întâmplă un fel sau altul, poate să fie aici bărbatul și aici să fie femeia, ci pentru că fiecare e programat să-și împlinească valorile. Ca atare, această persoană, dacă își urmărește valorile, bine face pentru că asta e treaba ei, precum și tu. Singura datorie pe care o ai este exclusiv față de valorile tale. Nu ai datorie față de soț, nu ai datorie față de copil prin a-ți sacrifica valorile. Nu spun că nu, e bine să faci lucruri pentru ei, spun doar faptul că dacă tu te sacrifici pentru ceilalți și renunți la cine ești tu pentru celălalt, nu poate să dureze relația în felul acesta și e disfuncțională. În situația asta când pui pe cineva pe un piedestal, apreciezi că ceea ce are el, cel puțin pe una, două, trei trăsături, e mai mult și mai bine decât ceea ce ai tu. Altfel nu te-ai sacrificat pentru el. De exemplu, el, partenerul, soțul, E un scriitor genial sau un om de afaceri genial și tu vezi asta în el. Și tu spui, bine, atunci îl susțin pe el să fie varianta lui cea mai bună, și între timp eu mă sacrific și las de la mine ca să-l susțin pe el. Chici ce se întâmplă? În momentul în care faci asta, nu mai primești respect de la partenerul de viață, dacă faci asta, dacă renunți la tine. Sigur că e confortabil pentru el, dar pe termen lung nu durează asta. Deci, în situația asta. Tu înțelegi implicit ce, care sunt valorile persoanei cele, celelalte uh, și prioritizezi valorile ei mai mult decât valorile tale. Pe termen lung, dacă faci asta în mod repetat cu cineva, această persoană pe care ai pus-o pe un piedestal va ajunge într-o groapă pentru că tu ai proiectat o imagine ideală asupra lui. Deci dacă este partenerul aici sau altcineva aici, tu proiectezi o imagine idealizată asupra persoanei respective și nimeni nu poate trăi la nivelul unei imagini ideale pe care tu o proiectezi asupra lui. Fie că e partener, fie că e copil. Eu sunt aici, îl idealizez pe copilul meu și spun că el e întotdeauna sincer, niciodată, nu minte. Ei, când am făcut această afirmație cu întotdeauna, niciodată, asta nu poate fi adevărat, pentru că copilul e și sincer și nesincer în același timp, în egală măsură. Amândouă trăsăturile le are. Dar dacă eu îmi proiectez, proiectez asupra lui imaginea asta idealizată, că el e întotdeauna sincer, copilul, în momentul în care îl prind cu o minciună, o să spun. mais desamargito Și am să mă uit în jos la el, să-l judec negativ și să-i spun ce copil rău am. Dar nu e așa. Copilul era cu plus și minus de la bun început. Eu am ales să proiectez o imagine idealizată asupra lui. Ei, vari în varianta asta nu ține, varianta asta nu funcționează pe termen lung. Ce e important să reții de aici este că atunci când pui pe cineva pe un piedestal și te îndrăgostești de o trăsătură a persoanei respective, asta nu înseamnă iubire. Și tendința este să te sacrifici pentru persoana respectivă, să sacrifici ce e important pentru tine și să renunți la tine pentru celălalt. Și în situația asta vei fi dezamăgit sau dezamăgită că celălalt nu face cum te aștepți tu. Tot în um, varianta asta de relaționare, dacă tu te sacrifici, și aici vorbesc în special cu Doamnele, dacă tu te sacrifici pentru celălalt. Crezi contextul și așteptarea ca și celălalt să se sacrifice la un moment dat pentru tine. Pentru că așa ai învățat că asta este iubirea. Foarte greșit, pentru că s-ar putea să ai marea surpriză neplăcută ca celălalt să n-aibă nici cea mai mică intenție să se sacrifice pentru tine, pentru că o să spună, dar de ce te-ai sacrificat? Eu ți-am cerut. <laughs> nu, nu ți-am cerut. Și atunci de ce ai făcut? Eu nu ți-am cerut. Și atunci, evident, din nou va ajunge persoana aici într-o groapă și nu e bine. Ei, când mergi în vacanță cu cineva, e important să nu-l ai pe un piedestal, să-l vezi cu plusuri și cu minusuri în mod egal și nici în vacanță și nici în viața de zi cu zi să nu te sacrifici pentru celălalt, pentru că pe termen lung nu poate să dureze relația în felul acesta. Uh... În esență, când te sacrifici pentru celălalt, nu este iubire și te sacrifici atunci când nu te prețuiești pe tine suficient. Și aș vrea să revin la afirmația asta. Când nu te prețuiești pe tine suficient, înseamnă că vezi în celălalt ce nu vezi tu în tine. Ești prea modestă să admiți că ceea ce admiri în celălalt ai și tu în tine. Asta înseamnă că dacă tu vezi în soțul tău sau în partenerul tău că este un extraordinar om de, bun, de business, poți să vezi care e forma în care tu ai lucrul ăla. De exemplu, am lucrat cu un cuplu fantastic în care ei doi sunt parteneri de business, dar el se ocupă mai mult de partea de vânzări și marketing și ea se ocupă mai mult de customer care. Și ea aprecia felul în care el are idei geniale de business. Și am văzut, în situația asta, ca să te poziționezi la același nivel cu partenerul, e nevoie să vezi cum ceea ce admiri în celălalt ai și tu în tine. Și dacă tu poți să vezi în celălalt că este extraordinar om de business, înseamnă că ai și tu această trăsătură, doar că ești prea modestă să admiți că ceea ce vezi în celelalte ai și tu în tine. Și atunci să-ți întrebarea care e forma în care am eu lucrul ăla pe care le admir în celălalt. Și lucrând cu această clientă, ea și-a dat seama că forma în care are ea asta este să creeze experiențe unice Clienților ei. Adică, prin tot ce face în relație cu clienții, creează o experiență unică pentru aceștia, memorabilă, și că foarte ușor poate să facă un business din asta, din a oferi experiențe clienților. Când a văzut asta, s-a poziționat la nivel de egalitate cu partenerul. Asta înseamnă că nu a mai renunțat la cine este ea pentru partener, ci a onorat. Și s-a prețuit suficient de mult pe ea însă, și-a și -a onorat potențialul și și-a dat voie să vadă că e grozavă și ea în felul ei. Așa. Al doilea tip de relaționare pe care la ai... Când, din nou, nu comunici în. nu te, nu te, nu te faci auzit de celălalt, este când te uiți în jos la celălalt și îl judeci negativ. Poți să fie momente în care judeci soțul negativ sau partenerul de viață că nu stai suficient cu copiii sau copilul că nu învață suficient sau stă prea mult pe calculator sau oricare ar fi varianta asta. Oricare ar fi varianta pentru care îl judeci negativ. În situația asta, tu îți proiectezi valorile tale asupra asupra partenerului, asupra celuilalt. Și spui că ceea ce vezi negativ în el, tu nu ai în tine, adică ție îți lipsește trăsătura aia și spui că tu ești pozitiv, el e negativ, tu ești bun, el e rău, așa ar trebui să fie el cum ești tu. Ei, nici în varianta asta nu te face auzit de celălalt, pentru că tu proiectezi ce e important pentru tine asupra lui. Dacă pentru mine educația este importantă, evaluarea mea numărul 2, o să-i spun copilului, învață, nu înveți destul, o să-l critic și o să-l judec după uh, trăsătura asta. Și care o să fie percepția copilului? Percepția copilului va fi că eu nu sunt suficient de bun. Deci în varianta asta, aici îmi pasă mai, în varianta asta, îmi pasă mai mult de mine decât de partener și consider că Adevărul meu este adevărul corect și pentru celălalt. Și nu-mi pasă deloc de valorile lui versus în varianta asta, când îmi păsa mult mai mult de valorile lui decât de mine. În varianta asta, nu-mi pasă de valorile lui, ci vreau ca el să facă așa cum vreau eu. Dar asta nu funcționează. Dacă faci asta, pui presiune pe celălalt fie că partener, fie că copil, fie că persoană din business, client, oricare ar fi, pui presiune pe celălalt și celălalt se va simți nu neapreci neapreciat. Deci nu se simte iubit pentru ceea ce este, se va simți judecat și comparat cu un standard la care el nu poate să-i facă față, pentru că tu îl compari cu valorile tale în loc să îl compari cu valorile lui. În situația asta, din nou, nu vorbești în valorile celuilalt, adică nu te poți face auzită de partener, pentru că tu spui, tu spui ce vrei, tu, tu spui ca și cum ți ai spune ție în valorile tale. E ca atunci când să zicem tu ai valoarea numărul 1 copii, și soțul vine seara acasă, după o zi lungă de lucru, și tu spui, ține și tu copilul în brațe, pentru că n-ai stat cu el toată ziua și abia te vede copilul la față, când o să, fie 10, când o să aibă 10 ani o să se întrebe cine e nenea care vine seara la noi, că n-ai stat deloc cu el. Asta este o situație clară în care nu îți pasă de ce e important pentru el și spui doar din perspectiva valorii tale, numărul 1, copil, că el ar trebui să se subordoneze valorii tale. Nu funcționează în felul acesta. În varianta asta, judecata negativă va fi raportată la valorile tale, deci tu îl judeci pe celălalt raportat la valorile tale și el nu o să fie suficient de bun, oricât ar lucra, nu se poate ridica la nivelul așteptărilor tale. De ce? Pentru că are un alt set de valori. În situația asta, această persoană care e aici, abia. Va, va căuta să scape și să caute un alt loc unde este prețuit și apreciat pentru ceea ce este. Deci, toți pe care îi critici raportat la valorile tale vor căuta să meargă în locuri în care ei sunt apreciați pentru cine sunt ei cu adevărat și să, să fie prețuiți pentru cine sunt ei cu adevărat. Și acum, cum poți să vorbești în valorile sau cum poți să te faci auzit? E foarte interesant și contraintuitiv că poți să te faci auzită doar atunci când îți pasă la fel de mult de celălalt cât îți pasă de tine. Poate știi vorba aceea din Biblie, probabil că sunteți mult mai educați decât mine pe subiectul ăsta, că iubeșteți aproapele ca pe tine însuți. Asta înseamnă că eu îl văd pe celălalt cu valorile lui cele mai înalte, îl înțeleg cine este cu plus și minus, și îmi pasă suficient de mult de el încât să traduc ce e important pentru mine în ce e important pentru el. Și doar asta este felul în care mă fac auzită. Dacă ai lucrat vreodată în vreo firmă și ți s-a spus ție cum trebuie să faci o sarcină pentru că e bine pentru firmă. Și, la, la drept vorbind, nu te-a atins deloc ce ți s-a spus pentru că. Nu s-a tradus în ce e important pentru tine, ci în ce e important pentru business. Și dacă businessul nu este valoarea ta numărul unu, a trecut pe lângă urechile tale. Nici n-ai auzit lucrul ăla, da? În schimb, în varianta asta, e ca, ca atunci când eu știu ce e important pentru tine și iau efortul să traduc ce e important pentru mine în ce e important pentru tine. Mai mult, eu nu mă sacrific pentru tine, ci te iau așa cum ești cu. Plusuri și cu minusuri, și îți văd valorile și caut să te susțin în valorile tale și traduc ce e important pentru mine în ce e important pentru, pentru tine. E ca și cum eu îi spun copilului meu, te rog ajută mă cu chestiunea asta, nu pentru că e important pentru mine, ci spun cum îl ajută pe el dacă face acțiunea respectivă în valorile lui cele mai înalte. În situația asta, iau focusul de pe mine jumate și odată am focus pe mine pentru că îi transmit ce e important pentru mine și doi, cealaltă jumătate pun focus asupra lui și traduc de ce e bine pentru el. De exemplu, când am venit cu copilul la, în Anglia la, la Tony Robbins, valorile, valorile ei erau fashion, prieteni uh, și școală. Asta îi plăcea ei cel mai mult, fashion, prieteni și școală, astea erau valorile ei în momentul respectiv. Și am zis, hai cu mine la un curs de patru zile. Și încă un loc în care să stau pe scaun și să... Hai cu mine la un curs, e valoarea mea numărul doi, deci hai cu mine la un curs, că o să fie fain acolo și ce minunat va fi n-am tradus în valorile ei și a zis, nu mai, mami, eu nu mai am, n-am chef să merg să stau patru zile cu fundul pe scaun și să scriu ce zice un nene acolo, da cursul ăsta, nu e așa și încerc să o conving. În felul ăsta, de fapt, mi-am proiectat valorile mele asupra ei. În schimb, dacă, i-am zis așa, Elena, Hai cu mine la curs. Mergem cu o zi mai repede și stăm cu o zi în plus și ne plimbăm prin Londra. Și mergem la magazinele la care vrei tu. Stabilim și un buget de cumpărături și îți faci tu cumpărăturile de modă care le vrei tu. Mai mult. La cursul ăsta o să fie 6000 de oameni. Și o să vezi că o să fie îmbrăcați în toate felurile și formele și culorile și o să vezi acolo ținute pe care nu ai șanse să le vezi altundeva. Mai mult, când călătorim încolo, pe avion, o să mai vezi oameni care sunt din nou de toate felurile și toate culorile și o să poți să vezi mai mult fashion decât ai văzut vreodată la televizor, prin faptul că ești expusă la așa ceva. Plus, ce înveți acolo, poți să le povestești prietenilor tăi, poți să le povestești de ținutele de fashion pe care le-ai văzut um, și poți să, poți să înveți trucuri pe care tu le înveți la cursul ăsta. Ca tare, ei te vor aprecia. Deci, eu, pur și simplu, n-am făcut, a, și plus, să vei învăța niște tehnici pe care, pe care le poți folosi și la școală, care să te ajute să înveți mai bine. Mie mi-a păsat suficient de celălalt încât să traduc, adică de copil, încât să traduc ce e important pentru mine și ea m-a auzit. Dacă eu îi spuneam ei, hai cu mine pentru că e un curs fain și mie îmi place să învăț, nu ar fi ajuns la mintea ei mesajul pentru că nu îl traduceam conform valorilor ei. În schimb, dacă am tradus în valorile ei, a fost foarte bucuroasă să vină cu mine la curs și a fost o experiență extraordinară. N-a trebuit să o forțez. La fel e și cu partenerul de viață. Dacă eu îi traduc la Ștefan Soțului, în relație cu soțul meu, ce e important pentru mine, în ce e important pentru el, el va vrea să coopereze pentru că vede sensul conform valorilor lui să facă lucrul respectiv. Cred că am dat și data trecută exemplul acesta, dar o să mai fac încă o dată pentru că e relevant. Dacă eu vreau să am o zi de shopping, și vreau să spun, hai să mergem până la Byster, uh, aproape de Londra. E un sat din ăsta de un, un outlet în care poți să faci cumpărături toată ziua. Și dacă ziceai hai să mergem acolo, el o să zică valoarea mea numărul 1, business, nu e împlinită, o să îmi pierd o zi. Uh, valoarea mea numărul doi învățare, nu e împlinită pentru că nu învăț nimic din a merge prin magazine la cumpărături. Valoarea numărul 3, relație, adică a fi comunica din nou, nu e împlinită pentru că nu suntem în context de intimitate. Ca nu-mi nu place, nu vreau. Și o să zic că nu. Dar dacă îi zic Ștefan, hai să mergem împreună și pe drum până acolo, ascultăm ceva legat de business, ceva audio, ceva podcast și ascultăm același lucru și vedem pe urmă cum putem aplica fiecare în businessul nostru și poate ne uităm la businessul tău să vedem cum poți aplica în businessul ăla. Deja răspund la valoarea 1 și 2 și traduc ce e important pentru mine în ce e important pentru el și vede cum dacă face lucrurile pe care îl invit eu să le facă, cum îl va ajuta pe el în valorile lui. Când ajungem acolo, îți găsim o, o, un restaurant drăguț unde tu poți să stai să lucrezi la business-ul tău, și eu mă duc la cumpărături, și vin și mâncăm împreună, și mai spui ce ai mai lucrat, mai arăți ideile tale și um, ne conectăm. Și seara, când venim acasă, mai ascultăm pe drum ceva fain și povestim, poate fac un pic de coaching cu tine și când ajungem, facem o baie caldă și ne iubim. Dacă îi spun așa, sigur vrea să vină cu mine la cumpărături, pentru că i-am răspuns la primele trei valori și am tradus ce e important pentru mine în ce e important pentru el. Asta nu înseamnă că m-am sacrificat pentru el, înseamnă doar că mi-a păsat suficient de mult încât să traduc mesajul în valorile lui. Asta înseamnă, de fapt, iubire adevărată, că mă prețuiesc pe mine, nu renunț la ce e important pentru mine, dar nici nu am așteptarea ca el să trăiască conform valorilor mele. Adică, dacă, după tot efortul ăsta de traducere, el ar zice nu, înțeleg că nu e în valorile lui și nu îl forțez să facă ceva ce, în valor, ce nu e în valorile lui. De ce? Pentru că dacă îl forțez pe celălalt să facă ceva pentru mine și să renunțe la ce e important pentru el, o să acumuleze resentimente. Deci dacă eu forțez partenerul să stea cu copilul, chiar dacă nu e valoarea lui numărul unu, în loc să facă business, eu construiesc resentimente ale lui față de mine. Și asta nu ajută o relație pe termen lung. De asemenea, dacă eu mă sacrific pentru el și eu nu fac ce e relevant pentru mine, ca să mă sacrific pentru el, nu pot să construiesc o relație pe termen lung. Așa că, dacă vrei să-ți convingi soțul, partenerul, să mergeți în vacanță la mama aia, ce cel mai important e să știi care sunt valorile lui da? și să-i prezinți cum a merge la sa voi hotel, îl ajută pe el în valorile lui cele mai înalte. Și ca să determin care sunt valorile tale și ale lui, te invit să mergi pe monicaion.ro slash valori și acolo e un formular și niște instrucțiuni video pe care le primești. Poți să determin valorile tale și valorile lui și să... să ai primii pași pentru a traduce ce e important pentru tine în valorile lui. De exemplu, unul din beneficiile pe care le oferă Savoy Hotel este că oferă um, meniu pentru copiii mici. Da, Bela, mi să mă corectez dacă nu am terminologia pe care o aveți voi, dar știu că oferiți ceva special pentru familiile cu copii mici și că este locul... Ei, avem un bufet special cu mâncare pentru cei mici, pentru ca mamele să aibă tot ce le trebuie pentru a, a face mâncarea exact acolo, cărniță proaspătă, legume și multe alte lucruri, blendere, și atunci e mult mai ușor, fără să mai vină de acasă cu toate lucrurile, cu mâncare făcută. Mm -hmm. Ok. Deci, dacă vreau să-mi conving soțul să mergem acolo, eu nu o să-i spun hai să mergem la asta voi, pentru că mie mai ușor mie să fac mâncarea. Ci hai să mergem la asta voi, pentru că, să zicem, valoarea lui numărul unu este business-ul, pentru că merg oamenii acolo. Care merg cu uh, oameni de business acolo, pentru că au condiții excepționale și e foarte fain Și, uh, în timp ce eu pregătesc mâncarea în blendere speciale pentru copil, tu poți să socializezi cu alți oameni de business cu care ai interese similare. Uh, plus. Poți să traduci tot ce, tot ce, se întâmplă acolo în ce e în valorile lui. Business, oricare ar fi, educație, distracție, muzică. Știu că aveți plajă, în care permiteți, plajă mare în care permiteți socializare, muzică, distracție, jocuri și așa mai departe. Tot ce se întâmplă... Da, bine zic, Belami? Da, da, da. Avem, avem spectacole pe plajă în fiecare seară. Plaja, plaja noastră e foarte lată și foarte mare, și oamenii avem un lounge pe plaje, oamenii pot să socializeze și în timpul mm -hmm. zilei și seara. Mm -hmm. uh, și sunt sigură că sunt oameni și oameni de business acolo, cu care ai subiecte comune. Mai ales că bănuiesc că vin și prieteni de ai tăi din zona de dezvoltare personală pe acolo. Știu că s au mai tot întâlnit, s mai tot întâlnit lume faină acolo la hotel, la voi la pe terasă și ați făcut, uh, ați avut întâlniri faine și constructive. Deci, asta înseamnă că dacă vreau să-i vând partenerului meu o, o vacanță la asta voi, cel ce mai important e să traduc în, în ce câștigă el din asta, în valorile lui cele mai înalte. Bun. Um, și ca să facem o definiție a iubirii, este definiția dată de John de Martini. E el spune că iubirea e sinteza și sincronicitatea opuselor complementare. Asta înseamnă că eu mă uit la celălalt, deci o să mai zic încă o dată că e și greu de reținut. Iubirea e sinteza și sincronicitatea opuselor complementare. Asta înseamnă că eu îl văd pe celălalt cu plus și minus în mod egal. Dacă l-aș vedea doar cu plus, ar fi pe un piedestal. Dacă l-aș vedea doar cu minus, ar fi într-o groapă. Dar îl văd cu plus și minus în mod egal. Și sunt perfect recunoscătoare pentru cine este el exact în felul în care este. Și tu spui bine, bine, dar dacă tu nu faci ceva pentru el și el nu face ceva pentru tine, de unde e iubirea și de unde relația? Și pentru asta aș vrea să-ți spun un scurt exercițiu pe care poți să-l faci ca să poți să construiești relație și să nu vrei să-l schimbi pe celălalt și nici să nu vrei să te schimbi pe tine pentru celălalt. Ei, valorile tale cele mai înalte, top 4 și valorile lui cele mai înalte, top 4. De exemplu, eu am um, lucru cu clienții. Educație, Ștefan și Elena. Și partenerul meu are dezvoltare de business, învățare în zona de business, um, relație cu Monica și sport sănătate. Dacă eu fac conexiuni în felul ăsta, răspund la întrebarea cum valoarea lui numărul 1, pot să încerc să, să desenez pe tabletă că e mai... Uh, Poate să funcționeze mai bine? Pot să am un delay de câteva secunde aici, 30 de secunde, până îmi fac uh, setup-ul? Sigur, sigur. Că așa pot să demonstrez mai bine. O secundă. Pentru că așa pot să demonstrez mai bine exercițiul. E mult mai bine și vizual și uh -huh. ajută pentru toată lumea. Ok. A, așa. Și hai să vedem acum cum facem cu share -ul. Da. Tu îmi spui dacă se vede. Se vede ceva alb. Ok, bun. Să Atât zicem dacă... că sunt eu aici... Și valorile mele 4, top 4. Asta e 1. Și este partener aici și are el top 4 valori ale lui. Bun. Va trebui să răspund la întrebarea cum valoarea lui numărul 1, care este dezvoltare de business, Mă ajută pe mine în valoarea mea numărul 1, care este lucru cu clienții. Și să răspund de 20 de ori la întrebarea asta. Apoi să răspund la întrebarea cum dezvoltarea de business mă ajută pe mine în valoarea mea numărul 2, care este educație. Și să au 20 de răspunsuri. Apoi să răspund la întrebarea cum dezvoltarea de business mă ajută pe mine în valoarea 3, care este relația cu Ștefan. Și pe urmă cu Elena, 4. Tot câte 20 de răspunsuri. Și voi face la fel cu valoarea lui numărul 2, care este învățare pentru business. Cum ajută pe mine în valoarea 1, în valoarea 2, în valoarea 3 și în valoarea 4. Și după aceea voi face invers. Deci după ce am făcut toate combinațiile între valorile lui, cum ajută pe mine valoarea, valoarea lui numărul 1, 2, 3 și 4 în fiecare din valorile mele, pe urmă voi face invers. Pe urmă întreb cum le ajută pe el... Faptul că iau în valoarea lucru cu clienții, coaching cu clienții, în valoarea lui numărul 1. Nu Numă o secundă. În valoarea lui numărul 1. Și dau 20 de răspunsuri. Apoi, cum ajută pe mine educația? Nu, cum îl ajută pe el în valoarea 1, valoarea mea educație? Și dau 20 de răspunsuri. Cum îl ajută pe el valoarea mea Ștefan în Dezvoltare de business. Deci voi răspunde și invers la întrebările astea de câte 20 de ori și fac toate combinațiile cu toate combinațiile. Adică toate valorile mele 4 cu valorile lui numărul 4 și două întrebări. Cum ajută pe mine valorile lui în valorile mele cele mai înalte și cum le ajută pe el valorile mele cele mai înalte în valorile lui cele mai înalte? Dacă fac asta, mă aliniez cu partenerul pe aceeași pagină, să fiu pe aceeași pagină cu el, nu simt nevoia ca eu să mă sacrific pentru celălalt și nu îi voi cere lui sacrificiu pentru mine, pentru că văd cum valorile lui mă ajută pe mine în valorile de top. Dacă faci exercițiul acesta odată pe trimestru, și vacanța e cel mai bun loc să faci exercițiile astea împreună cu partenerul de viață, deci pe terasă, la un cocktail, aveți și cocktailuri, așa e de la mine. La soare, la umbră, la ce-ți priește, poți să faci exercițiile acestea și îți dau rezultate extraordinare pentru că te aduc pe aceeași pagină și te scot din paradigma de sacrificiu, din relație cu partenerul de viață. Uh, și încă un lucru aș mai vrea să zic aici, că practic iubirea în relație începe cu iubirea și respectul față de tine însuți, ceea ce înseamnă... Să știi cine ești cu valorile tale și să nu renunți la tine pentru celălalt, să nu te sacrifici pe tine pentru celălalt, ci să-ți dai voie să fii cine ești în valorile tale cele mai înalte. Și ca și un, un pic de atenționare în ceea ce privește valorile, există niște surse de dezamăgire care e foarte important să le știi. Unul dintre ele, una dintre ele este când tu te aștepți ca ceilalți să trăiască în valorile tale. Când tu te aștepți ca partenerul tău să trăiască în valorile tale, vei fi dezamăgit, pentru că el, în mod natural și automat, va fi programat să-și împlinească valorile lui, nu valorile tale. Ca atare, vei fi dezamăgit. Deci ce cel mai important este că această apreciere de sine e să-ți dai voie ca tu să trăiești în valorile tale și să le dai voie și celorlalți să trăiască în valorile lor. Deci cele două surse de dezamăgire, unul este când tu te aștepți de la ceilalți să trăiască în valorile tale și doi este când tu te aștepți de la tine sau de la ceilalți să trăiești în afara valorilor tale. Și atunci scade respectul de sine și în loc să te onorezi și să zici că eu sunt asta cu valorile acestea și mă simt bine aici pentru că asta e zona mea de competență și aici extraordinară, încep să ai ezitări și să încep să faci lucruri care nu sunt cu adevărat importante pentru tine. Deci, ca și concluzie, o singura modalitate din perspectiva paradigmei din care lucrezi, ca să te faci auzită, este să te apreciezi pe tine suficient de mult încât să știi cine ești cu valorile tale, să știi pe celălalt cu valorile lui și să traduci tot ce e important pentru tine în valorile lui. În felul acesta te vei simți auzită, te vei face auzită și nu va trebui nici să ridici tonul, chiar dacă e vorba de copil, chiar dacă e vorba de un angajat, de soț, de oricine, inclusiv de bunici, părinți, cei care mai sunt implicați în creșterea copilului. Deci, singura modalitate este să traduci ce e important pentru tine în valorile celuilalt și atunci te vei face auzită și. Vei avea mult mai mic consum emoțional în momentul în care vrei să obții ceva de la partenerul de viață. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. M-am încadrat în timpul de o oră. Dacă sunt întrebări pe Facebook, acesta este momentul să le luăm. Dacă nu, atunci putem să concluzionăm și să vedem cum încheiem pe astăzi. Vă rugăm să puneți întrebările și dacă nu reușim acum. A... Sigur că o să, o să tu, Monica, și după aceea. Dar aș vrea să te rog să mai spui încă o dată, poate nu toată lumea și-a făcut până acum testul, testul de valori și informația este foarte relevantă. Dacă să poată să înainteze, primul pas este să-și cunoască valorile. Mai poți să spui o dată unde pot... Exact. Sigur. Sigur. Mergi pe www.monicaion.ro slash valor și acolo, dacă îți dai, cred că numele și numărul de telefon sau numele și adresa de e-mail, uhum. poți să accesezi direct acolo um, procesul de determinare a valorilor. Vei primi un document pe care să-l descarci, precum și instrucțiuni video complete care te ajută să parcurgi procesul cum trebuie și să reușești să-ți identifici valorile. Și dacă faci asta, vei, vei, vei avea punctul de plecare. Bine, există o bela mică, ăsta e punctul de plecare. Uh, dacă poți să să-ți pun ție întrebări, Belami, cu valorile, că și tu ți-ai făcut chestionarul de valori, pot să-ți o întrebare? Cum te-a pe tine să știi valorile? Sigur, sigur. Deci cum te-a ajutat pe tine să-ți cunoști valorile? În prima dată am rămas, mi-am dat seama că nu știu valorile și recunosc că am făcut, am făcut testul de mai multe ori pe parcursul Anilor, Mi-am dat seama că între timp s-au mai schimbat puțin, dar cunoscându-mi valorile, acum știu exact de ce de ce fac ceea ce fac și care este focul interior care care mă duce către viziunea și, și misiunea mea. Fără să mă mai gândesc că. Au lău, iar fac asta. Nu fac asta uh -huh. pentru că asta e în valoarea mea principală. Și când fac anumite lucruri, pot să lucrez și 14 ore pe zi, fără să-mi dau seama că timpul trece, și nu consider că lucrez, și nu consider că fac uh -huh. ceva greu. Uh -huh. Uh -huh. Și când ai vorbit de, când, când ai lucrat pe subiectul valori, au fost momente în care să-ți dai seama, de exemplu, în muncă. În categoria muncă, ca și valoare, că e în topul 3 al valorilor tale, că sunt anumite acțiuni care în muncă sunt în valorile tale și poți să le faci la infinit, că nu obosești niciodată, și tot în muncă sunt lucruri care nu sunt la fel de prioritare și care, să zicem, mai bine le delegi sau um, găsești alte soluții pentru ele, că nu te inspiră la fel. A, ți s-au clarificat și mai mult de-a lungul timpului? Da, sigur, sigur. Uh -huh. Și acum, de în prezent. Proces yes. de clarificare, adică mi-aranjez și mm -hmm. e un proces care nu se întâmplă instant și nu vă așteptați să se schimbe lucrurile în o săptămână, două. Unde e vorba de conștientizarea valorilor care s-ar putea să ia timp, s-ar putea să nu vă să din prima foarte bine, dați-vă o simplă, simplă sugestie și aici, dacă pot să ne mai ajut să își dai timp oamenilor să nu răspundă să sape puțin mai adânc. Da, 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 e nevoie de asta, să dai voie să îl faci odată și încă o dată până ai claritate legat de asta, legat de valorile tale. Pentru că dacă, dacă îl faci și refaci chestionarul și recomand să-l faceți odată la trei luni de zile, dacă îl faci din nou la trei luni de zile, vezi nuanțele altfel și vezi că nu doar munca în sine e valoare numărul unu, ci ce în mod specific din muncă îți dă ție satisfacție. Nu toată munca, ce în mod specific din relația cu copiii îți dă satisfacție. Poate îți place să te joci cu ei sau să le citești povești, dar nu ți place să-i duci de colo până colo prin oraș, la antrenamente sau la activități extrașcolare pe care le au. Și e ok așa, e perfect așa cum e, nu e niciun fel de problemă. Ce mi s-a părut eliberator, dacă îți știi valorile, este să-ți dai voie să fii tu însuți și să nu mai pui presiune pe tine, să fii cine nu ești. Nu vorbesc de tine, be la mie, vorbesc de mine acum. <laughs> și și de clienți, știi? Pentru că cei cu care lucrez, de exemplu, din, în zona de business oamenii spun, știi că nu e chiar în valorile mele cele mai înalte lucrurile ăsta. și ori nu îl fac eu și îl face altcineva, ori fac linkage, conexiunea de valori care e foarte similar cu ce am făcut aici adică iei o acțiune și te întrebi cum te ajută pe tine în topul valorilor tale nu iei valorile lui ci valorile partenerului, ci ei câte o acțiune uh, Unde-i? Aici eram Da, deci cam atât. Sunt întrebări Bellamy? Uh, văd că nu avem întrebări, dar sperăm să vină întrebările. Mai vin și după. Și după. Uh -huh, uh -huh. Ok, perfect. perfect. Bine, atunci, dacă îmi permiți, aș, aș trage concluzia că um, sacrificiul nu înseamnă iubire. Sacrificiul înseamnă să renunți la tine pentru celălalt, și asta nu este iubire. Iubirea e atunci când tu te vezi pe tine cum ești cu valorile tale și vezi că ai tot dreptul din lume să-ți onorezi aceste valori, îl vezi și pe celălalt cu valorile lui și nu-i ceri să se sacrifice pentru tine, și traduci tot ce e important pentru tine în valorile celuilalt, în așa fel încât să te faci auzit și te respect și pe tine suficient de mult încât să nu renunți la tine pentru celălalt. Cam atât pe astăzi. Dacă poate îmi spui și tu, Bela, mie o concluzie, una ha ceva. Știu că tu ai auzit a nu știu câta oară povestea cu valorile și cu a comunica în valorile celuilalt. Poate vreo nuanță diferită pe care ai văzut-o astăzi sau vreo observație sau ce a fost cel mai important pentru tine cu valorile? Recunosc că la cele 20 de 20 de beneficii, mai am încă de lucru când fac și nu mi-a fost ușor, îmi este încă în continuare. E destul de, de contraintuitiv să găsești la un moment dat 20 de lucruri, pare aproape imposibil. Primul pas e să spui că nu găsești nici măcar unul. Așa e, așa e, așa e. E foarte fain că împărtășești asta, că într-adevăr, într-adevăr asta e primul feeling. Mersi mult că zici. Unde ar putea uh, invitați noștri, dacă ar vrea să afle mai multe lucruri, să se intereseze? Știu că aveai la un moment dat uh, un filmuleț uh, unde uh, ai mai multe, un exemplu. Oare nu știu la, la ce anume te referi din filmuleț? Uh, uh, nu mai știu cu ce era filmul. La uh. era un. Uh, Uh, ai explicat cum poți să faci 100 de... Da, 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 da. Acolo, da, și mai am o serie de materiale utile, că asta voiam să pun pe www.monicaion.ro Acolo găsiți și blog și acolo la formular de contact puteți să-mi scrieți dacă aveți vreo o întrebare. De asta voiam să fac share la ecranul ăsta. O secundă. Așa, da, deci este pe Uprisers. Am, cred că un, un material l-am mai pregătit încă unul, găsiți pe Uprisers. Mai am încă un webinar în care am dat multe detalii despre valori și despre cum funcționează mintea, pe Rumiazeup.ro. Așa se numește așa, RumaniaRiseup.ro. Acolo găsiți la parte de mindset, sunt primul autor acolo și veți vedea un, un webinar unde am dat mai multe informații. Găsiți și câteva materiale pe blog, pe pagina mea, pe monicaion.ro legat de valori și legat de cum funcționează mintea umană. Cam atât pentru astăzi. Îți mulțumesc foarte frumos pentru oportunitate, și eu, Belami, și pentru vacanța pe care ați oferit-o voi în perioada asta. Sunt sigură că și părinții și copiii au savurat-o din plin și ați făcut o treabă extraordinară în vacanța asta virtuală. Nu Numai bine ne-ați pregătit cu mindset-ul pentru vacanța reală. Super, asta. Mulțumesc încă o dată frumos pentru că ai acceptat să vii cu noi și le mulțumim și celor care au avut. Răbdarea stau în duminică la ora, ora 6. În, încă o dată, Monica, aprecieri multe și salutări de la mare. Mulțumesc, Mii, să ne vedem cu bine. Și e. o zi bună. La fel.